oprim nunta sau mergem mai departe cu prostia? Eu cred că ar trebui să oprim nunta. Păi atunci hai să oprim. Opriți muzica acum! Te distrezi? Îți place? Îți place ce ai făcut din nunta noastră? Dacă ai vrut tu. Îți place? Îmi place. Vreți să știe toată lumea cine este acest bărbat? E gravidă, lăsați-o. Vreți să știe? Da, sunteți. Are hormoni. Ori este, ori nu este, domnule. Stai mă, că te duci înapoi sus acolo, te vede lumea, ce, ești băiatul meu. Ce dracu, mă, nu puteai să mai stai? M-am căsătorit, ce să mai stau? Niciodată în viața mea un caz personal. Nu l-am luat la mod personal. Data asta o să-l iau la modul personal. Te-ai măritat acum? Ia mâna de pe mine, ne vedem la tribunal, nici nu m-am măritat, ai înțeles? Te-ai măritat, ce-o cu mic? Explicație care sunt mai bătrâni, ce-o cu mic dacă s-a măritat? Băi, stai aici acum, nu pleci. Băi, care acasă, mă? Ia mă, ce le zic alora acum? Care e alora? Băi, la anuntat. Să te votez, ce să le zic? Știi că ți-a făcut azi, iar s-a băgat în burligătură. Ai pierdut 5% din voturi, lasă. Ce facem? Mergem în sus. Sunt Ernest și vă invit să fiți martorii unei nunți tradiționale românești. Doar aici, la Ochii din Umbră. Nunta este un eveniment important în viața unui cuplu, iar cei doi ar trebui să pornească pe acest drum cu dreptul. Emoțiile dinaintea evenimentului, dar și unele bârfe care i-au ajuns la urechi, au determinat-o pe Raluca să-l verifice pe viitorul soț. Într-un sat la o distanță de 30 de kilometri de capitală, toată lumea vorbește de nunta ce urmează să aibă loc. Cristi, un tânăr fecior aflat la vârsta căsătoriei, s-a decis să se așeze la casa lui cu Raluca. El este fiul primarului, om de rang în localitate, respectat de sădeni și foarte admirat de fete. Eu am două fete, Raluca și Lavinia. Raluca s-a combinat cu băiatul primarului și acum a ajuns să se căsătorească cu el. Sunt foarte încântată de chestia asta pentru că vom avea și noi o poziție mai bună în sat față de restul lumii. Nu eram noi chiar ultimii, dar acum vom fi cu un cap mai sus, să zicem. Sunt profesor de matematică în satul acesta. Am părăsit Bucureștiul acum 10 ani, deoarece simțeam nevoia de aer curat. Pot spune că mă mândresc că fata mea a intrat în această combinație cu fiul primarului și una peste alta sunt sigur că le va fi foarte bine. Cealaltă fiică, Lavinia, nu este adeptă a traiului la țară. Ea a ales drumul capitalei ca să-și facă studiile. Când a aflat de nunta surorii ei, a venit într-un suflet acasă pentru a da o mână de ajutor la treabă. Ne-ar place să stăm în față, la biserică, să fim alături de primar, de lumea bună a satului, pentru că avem altă situație și altfel de viață. Cristi, viitorul ginere, are însă și reputația de crai al satului, care a frânt inimile multor fete. L-am cam mirosit pe băiatul ăsta că este un crai. Am avut eu așa un feeling că a cam luat tot satul de la cap la coadă. Dar până la urmă, dacă s-a înțeles cu fata mea, s-ar putea să iasă o căsnicie fericită. Eu îl cunosc pe fiul meu. Dacă vrea să se însoare și îi place de fata asta, ce a făcut el până atunci, treaba lui, ce a făcut el până atunci, că orice bărbat umblă, să-mi spuneți mie orice mi-ar spune, orice bărbat umblă. Dacă vrea să se așeze la casa lui, domne, asta este nevasta, asta este nevasta, m-am așezat, sunt om serios și de aici încolo pornim viața. Raluca și Cristi s-au cunoscut în urmă cu 3 ani. O prietenă comună le-a făcut cunoștință. Raluca s-a îndrăgostit de el în pofida reputației lui, de care era conștientă. Acum ea este însărcinată, iar cei doi se grăbesc cu nunta. El a avut aventuri cu mult mai multe fete, știu cam ce-i poate pielea, dar sper că s-a dat pe brazdă și că acum vrea să-și facă o familie. Bună seara, numele meu este Ernest. Îmi pare bine că mă aflu aici la dumneavoastră.
Haideți să intrăm. Mulțumim în primul rând că ai venit. De ce m-ați chemat? Care este problema? Am mici bănuieli. Urmează să fie nunta peste 2 săptămâni. Sunt însărcinată în 2 luni. Bărbatul care urmează să mulțumesc frumos. Bărbatul care urmează să mă însor, cred că mai calcă strâmb. Are antecedente și vreau să mă conving, pentru că totuși e vorba de restul vieții și de viața altui copil. Să nu pornească la drum cu bănuieli. Ne-am gândit că e mai bine să vă angajăm să... Tu vrei să faci asta doar pentru că el ți-a greșit în trecut sau se întâmplă vreau ceva și în prezent? Vreau să mă asigur să știu foarte clar ce se întâmplă dacă merg pe un pas bun. Pentru că se mai întâmplă să nu-mi răspundă la telefon, spune că are ședințe, vine seara foarte târziu cu miros de parfum și asta nu mi-a plăcut niciodată. Parfum de femeie. Poate fi de la muncă, dar prefer să fie bănuiala până la capăt, dacă este bănuială sau este adevăr. Voi locuiți împreună? Nu locuim împreună. Tu și viitorul soț? Nu, încă nu locuim împreună. Sperăm să locuim după ce ne vom căsători, dacă el va fi totul în regulă. E băiatul primarului, deci e un om, să zicem așa, de bani gata. Și... Satul mic se află și e și reputația noastră. Cu primarul, dar... E să înțeleg că la urechile tale au circulat niște zvonuri. Sau mai auzit câteva zvonuri și tocmai de asta vreau să fiu sigură. Ai o informație concretă? Ne poți da un punct de plecare în această investigație sau te bazezi doar pe ceea ce ai auzit și pe simțul tău ca și femeie? Cam toată lumea din sat îl știe și să spunem mai pe direct. E fustangiu. Cât timp mai e până la nuntă? 2 săptămâni. Aici e problema. Mai sunt 2 săptămâni? Niciodată nu e prea târziu sau mai bine mai târziu decât niciodată. Da, omule, dar eu am nevoie de timp pentru a duce la bun sfârșit o investigație. Voi lua cazul tău în lucru. Îți mulțumesc dar, și știam că dar nu putem trebuie să mă înțelegi din start că există o posibilitate ca să nu mă încadrez în timpul pe care l-am la dispoziție. Deci gândește-te bine dacă vrei să te bagi în treaba asta sau nu. Din moment ce v-am chemat pe toți aici, da, vreau. Hai, trește. Salut. Fii atent. Avem un nou caz. Dar situația este în felul următor. Persoana care a apelat la noi, Raluca numele ei, are peste 2 săptămâni și un pic nuntă. Ok. Și femeia a început să aibă niște bănuieli legate de soțul ei. Au auzit unele lucruri. Ei nu trăiesc. Târziu, totuși. E destul de târziu. Asta am vorbit și eu cu ea. Am hotărât totuși să luăm cazul în lucru, pentru că femeia este... destul de disperată, îți dai seama situația în care se află. Este o bănuială clasică de infidelitate, i-au ajuns la urechi unele bârfe. E bine, ei și trăiesc în afara Bucureștiului, la vreo 30 de kilometri de București. Dacă noi aflăm ceva, e posibil să se anuleze nunta sau vor fi consecințe atât de grave? Păi îți dai seama, nu te joci cu lucrurile astea. Adică se poate ajunge și acolo. Cert este că noi trebuie să ne facem treaba și partea cea mai dificilă este că avem o fereastră de timp foarte scurtă. Na, se pare că, cum obiceiurile vechi, mor destul de greu. Chiar și în ceasul al 12-lea, omul nu reușește să-și dea seama că trebuie să se cumințească, știi? Asta e, dacă calcă strâmb, sper să-l prindem noi. Ok, vom face investigația, sper numai să nu stricăm nunta oamenilor. Numai bine. Servus. Ceau, ceau. De data aceasta, mai mult ca oricând, va trebui să acționăm contratimp. Subiectul nostru, Cristi, urmează să se căsătorească în doar câteva zile. Noi va trebui să aflăm dacă este infidel sau nu. Detectivii și-au început treaba. Încă de la prima oră s-au așezat la pândă pentru a-l urmări pe Cristi. Ora 9. Cristi pleacă destul de grăbit de acasă. Se urcă în mașină și gonește până în satul vecin și în 10 minute ajunge într-un părculeț de la marginea satului. În părculeț îl așteaptă o domnișoară destul de drăguță. Cei doi se îmbrățișează ca și cum se cunosc destul de bine și stau de vorbă. După câteva minute, cei doi încep să se certe, iar Cristi pare din ce în ce mai nervos. O ia pe fată de mână, o târăște practic până la mașină și apoi pleacă împreună.
Se întorc în sat și oprește în fața unei case. Domnișoara coboară. Cei doi se mai îmbrățișează odată, semn că s-au împăcat. Cristi se urcă în mașină și pleacă. Ajunge la primăria unde știm că lucrează. Rămâne aici aproape 4 ore, după care pleacă acasă, de unde nu mai iese până a doua zi. Ora 9. Cristi pleacă de acasă. Se duce la casa viitoare lui Mirese. Sună la poartă și așteaptă. După câteva minute, iese sora Ralucăi. Stau de vorbă și Cristi ia dosarul pe care îl dă la Vinia, după care pleacă. Se duce din nou la primărie, însă de data aceasta numai pentru câteva minute. După ce depune actele necesare cununiei civile, Cristi ajunge la casa domnișoarei cu care l-am mai văzut. Intră în curte, apoi în casă, ca și cum este de-al casei. După 10 minute iese însoțit de aceeași domnișoară. Cei doi pleacă împreună. O oră jumătate mai târziu ajung în centrul vechi al Bucureștiului. Aici încep să colinde prin diferite magazine cu articole de nuntă. Se pare că subiectul nostru vrea să-și cumpere un costum. Probează, dar nimic nu-l mulțumește. Ține cont de părerile domnișoarei de aici devin din ce în ce mai apropiați, iar gesturile jucăușe cu frișca și prăjitura trădează relația strânsă dintre cei doi. La ce poftești? La mine sau la prăjitura asta? Mai mult. Sincer? Da. Nu pot să. Nu știu acum pe bune. Sunt îngrijorat. Deja zarurile au fost aruncate, deja e mult prea târziu. Nu știu ce să fac, crede-mă. În chestia asta nu știu ce să zic. De revin la relație. Deci sunt și eu băgată până peste cap în asta cu tine, împreună. Nu aș vrea ca Raluca să afle așa ceva. Nu s-a ce s-a categoric întâmplat? Nu s-a stai afle, seama, dar mai e câteva zile până la nuntă. Da. Deci totul e aiurea. Nu știu ce să fac, crede-mă, nu știu ce să facem, nu știu cum. Sper ca Raluca să nu afle. Și eu sper la fel să nu afle nimic. Întotdeauna voi fi lângă tine, știi foarte bine. Între noi e altceva. Dacă tu nu ai încredere cu Raluca să discuți astea, întotdeauna mă vei avea pe mine alături de tine, știi foarte bine. Da. Numai că lucrurile au mers prea departe, Cristi, deja e prea târziu. Nu știu, relația e prea târziu asta, să dai înapoi. Da. Dar nu iubești? Ce se întâmplă cu tine? De ce ai atâtea? Ai emoții? Ce-i cu tine? Nu mai e câteva zile emoții până la... Mai e un pic. Da. Pentru Dumnezeu, nu da înapoi acum, e prea târziu. Un telefon primit de Cristi le strică însă distracția și acesta trebuie să plece. Cristi se întoarce singur acasă. Ora 9. Cristi face același lucru. Pleacă de acasă, se urcă în mașină și conduce până în satul vecin, la aceeași domnișoară. De data aceasta, tânăra pare că știa de vizita subiectului nostru, căci l-așteaptă destul de bucuroasă. Cei doi se îmbrățișează lung și apoi intră în casă. Cristi rămâne în casa fetei destul de mult, poate mai mult decât este cazul. Detectivii l-au așteptat pe acesta timp de 3 ore.
La plecare, Cristi are parte de aceeași îmbrățișare tandră. Se urcă în mașină și pleacă. Pune frână brusc și se întoarce. E din nou în fața porții și claxonează. Din curte iese grăbită fata. Cristi nu mai coboară din mașină și îi întinde ceva peste geamul mașinii. Domnișoara intră în casă cu un cadou foarte fericită. Cristi se întoarce acasă. E timpul ca Raluca să fie înștiințată de programul viitorului ei soț. Raluca, am vești bune și am vești proaste. Am reușit să aducem probele de care tu ai nevoie. Vestea proastă este că odată ce tu vei vedea aceste imagini, nu știu dacă o să mai e sau nu o nuntă. Eu vă prezint doar imaginele esențiale. Sunteți liber să le comentați în orice fel doriți. Hai să le vedem. Chiar în prima zi a investigației am avut ca punct de plecare casa unde el locuiește. Acesta, după programul lui mai mult sau mai puțin obișnuit, s-a deplasat către primărie. După câteva zeci de minute, s-a dus într-un sat vecin, într-un parc, unde într-un foișor l-a așteptat cineva, o femeie. Cei doi sunt extrem de bucuroși că se întâlnesc, sunt foarte amabili unul cu celălalt. Nu? Cine? Elena? Da, nu e, ea este Elena. E o persoană pe care voi o cunoașteți? Da, vine la noi în casă mai tot timpul. Este prietena mea cea mai bună. De când erau mici. Prietena și cu mine și cu el. Da. Deci nu, e tot în regulă. Sunt prieteni. Deci suntem prieteni împreună, nu e nicio fel de problemă. Observ, cei doi la un moment dat au o discuție foarte aprinsă. Nu știu pe ce se ceartă, pentru că distanța era prea mare și nu am putut înregistra cu sunet, din păcate. Lucrurile degenerează, el devine puțin violent, are acest obicei, îi stă în obicei să devină violent? Nu, sub nicio formă. Privește probabil puțin. Lucrurile se complică, situația se agravează, el devine violent, după cum ți-am spus, o trage după el pe femeia asta, o împinge către mașină. Dar ce relație între Elena și el? Suntem doar prieteni, tată. Este prietena mea cea mai bună și prieten și cu parcă e că la poliție o bagă cu... Da, asta am vrut să spun și da, eu. Da, asta e. Chiar nu înțeleg de ce. Nu știu de ce s-au certat, nu știu de ce au discutat aprins. În momentul în care au ajuns la această adresă, cei doi s-au mai îmbunat, se pare că au rezolvat acea ceartă, îi vedem, se îmbrățișează. Ok, să știți că... Bun, ca prieten n-ar fi niciun fel de problemă, că se îmbrățișează prietenește, sunt gesturi pe care le facem... Corect. Acum că mi-ai spus, aia ți se pare ție prietenească? Probabil a trebuit să-și ceară scuze și atunci normal să-i ia în brațe, tată. Și să-l mângâie pe spate? Dacă și-a cerut scuze, stai liniștită să fie totul bine. Să mai puneți o dată, chiar mi se deci pare... Deci bate pe spate și spune stai liniștită să fie totul bine, probabil. Din punctul meu de vedere, într-adevăr, nu mi se pare deplasat ceea ce se întâmplă între ei, dar... Nu contează părerea mea. Sunt alte timpuri, dată, la noi este ceva normal. Dacă considerați că acest gest este deplasat, să știți că n-ați văzut nimic. Într-o altă zi a investigației, acesta vine acasă la dumneavoastră, apare sora ta. Da. Îi mânează acestuia niște documente, niște acte. După ce a dus actele acelea la primărie, s-a dus din nou în satul vecin, din nou la acea domnișoară, Elena. Haideți să vezi ce se întâmplă în continuare. Cei doi au mers în București și și-au petrecut după amiaza împreună. Fata l-a ajutat să-și aleagă un costum de mire. A fost la câteva magazine. Tu nu puteai să te aduci cu el? Tu nu știai că merge împreună cu el? Nu. Deci chiar în ziua respectivă am și vorbit și mi-a spus că el este singur. Ea ți este prietenă sau nu ți este? Mi este prietena cea mai bună chiar. Totuși, nu pot să... Și tu, deci, situația asta n-aș putea să spun că e așa... Nu pot să nu remarc, totuși, o oarecare apropiere. Adică eu nu vreau să fiu rău. Eu cred că e ceva mai mult. Pentru că tot se afla în centrul vechi, s-au dus undeva la o terasă. De data aceasta am reușit să obținem și sunet pe această filmare. Este foarte interesant ceea ce discută ei, cât și ceea ce se întâmplă între ei. Deja, practic, vom intra într-un alt film. Cei doi se așează la o masă și încep să se prostească, ca doi îndrăgostiți. El îi dă cu frișcă. Eu cred că imaginile astea sunt foarte... Ea îi dă săpoape înghețată direct de pe degețelul ei. Este un cadru poate mult prea senzual pentru o relație prieten-prietenă. El obișnuiește și să facă așa nu știu nimic cu ea? Că el se comportă urmărim... așa cu ea și când tu ești de față?
Atât de apropiat sunt nicio formă. Deci sunt nicio formă. Ei doi se cunoșteau dinaintea ta, mi-ai spus. Da, Elena mi-a făcut cunoștință. Foarte interesant. Bine, dar asta nu înseamnă... Știi că din punctul meu de vedere capătă o cu totul mai mare perversitate faptul că ea este prietenă atât cu el cât și cu tine. Uite-te puțin la ochii lui. Ăsta este bărbatul care peste o săptămână și cât a mai rămas, o săptămână și câteva zile până la nuntă, se căsătorește cu tine. Eu citesc în ochii lui poftă, dorință. Foarte interesantă este, în schimb, conversația pe care o au. Ia să auzim, doamne, ce conversație avea. La ce poftești, la mine sau la prăjitura asta? Mai mult. La ce poftești mai mult? La mine sau la prăjitura asta? Sincer? Da. Nu pot să... Ție îți place ce face? Haideți să-l ascultăm. Haideți să-l ascultăm. Deja zarurile au fost aruncate. Deja e mult prea târziu. Nu știu ce să fac, crede-mă. În chestia asta nu știu ce să zic. De refer la relație. Deci sunt și eu băgată până peste cap în asta cu tine, împreună. Nu aș vrea ca Raluca să afle așa ceva. Nu s-a afle, categoric nu s-a afle. Stai seama, dar... mai ai câteva zile până la nuntă. Da. Deci totul e aiurea. Nu știu ce să fac, crede-mă. Nu știu ce să facem, nu știu cum. Sper ca Raluca să mă afle. Și sper la fel să nu afle nimic. Întotdeauna voi fi. Oprește, te rog, nu, oprește. Chiar nu mai pot să mai suport, trebuie să o sun. Vreau să deci te rog frumos, trebuie neapărat să vorbesc cu ea și vreau să știu ce spune. Vreau să aud ce are de spus. Deci asta nu se poate permite sub nicio formă. Nu facem așa. Dacă vrei să porți o discuție cu ea, porți o discuție cu ea ca să-i poți arăta imaginele astea. Nu sun la telefon, că eu am aflat de undeva. Te rog să te liniștești. Ești însărcinată. În același timp, ai apelat la acest program. Tocmai și ea, ca prietenă bună ce mi este, nu își poate permite să fac asta. Să facem lucrurile ca la carte, ok? Eu te înțeleg în acest moment. Ce surpriză poate să-ți facă ea ție în loc să, nu mai să te ajute? Deci cu chestia asta... Nu pot, trebuie să ai un pic de aer, te rog. Haideți să luăm puțin aer, nicio problemă. Lasă-mă să ies un pic. Ok, nicio problemă. Du-te și ia puțin aer. Tu vezi cine? Ce se întâmplă? Crezi că putem face? În situația asta. Haideți să mă duc să văd ce face fac. Ți-am spus eu că ăsta nu prea e fierar să fie. Eu nu mi-am închipuit că ea poate să fie așa de obraznică să meargă până acolo încât chiar în săptămâna anunții să-l ia. Nu e vorba de săptămâna anunții, că pe mine asta mă enervează, până în ce se întâmplă după nuntă. Aici mă interesează pe mine ce se întâmplă după nuntă, după ce facem tot tâmbălul ăsta. Că asta mi-a trebuit mie. Ce se întâmplă după aia, nu? Am zis că suntem în relații bune cu primarul, că avem și noi o anumită poziție. Păi și eu la mic de la clasa întâi o să râdă de mine. Nu, deci... E vorba de prestanță aici, e vorba de cum am crescut-o și cum o predăm societății. Da, dar până la urmă ea de fapt își vede interesul și vrea să fie doamna primar și... Probabil șterge cu buretele tot ceea ce face. Da, și pe urmă ce, toată ziua bună ziua să vină la mine în casă să plângă, că ea, că ea, că ea, nu ea. Ori este, ori nu este, domnule. Eu asta vreau să știu. Oprim nunta sau mergem mai departe cu prostia? Eu cred că ar trebui să oprim nunta. Păi atunci să oprim? Ăsta, deci nici nu știu ce să fac. Păi ce, îmi iau un dante în casă? Ce e ăsta, Casanova? Nu știu, e... Să de la Raluca, să de la Lavinia, să de la Ioana, să de la... Nu mai fi așa de nervos. Trebuie să o lăsăm pe ea să hotărască până la urmă. Ei, ce îi spui? Crezi că mai poți să mai rezolvi ceva? Nici măcar nu-mi răspunde la telefon. Încearcă să o sun, încearcă să o chem încoace. Eu nu vreau să o văd. Eu nu vreau să o văd. Haideți să ne liniștim puțin. Alo? Bună, Elena, ce faci? Stai două secunde că mi-a căzut ceva, stai așa. Uite, am o mică problemă. Crezi că poți să ajungi până la mine să mă ajuți? Nu mă decid cu câte ceva. Vino, te rog frumos, vino repede. Ai cum? Bine, hai că încerc. Am puțină treabă prin curte, la asta și te-am răspuns. Hai că încerc să vin cât pot de repede la tine, da? Bine, mersi mult, te aștept. Mersi mult de tot. Bine, hai, pa. Așteptăm ca ea să vină. În momentul în care a venit, o invit frumos să vizioneze aceste imagini, intri direct în problemă. Tu ți-ai dorit asta. Un sfert de oră mai târziu, prietena Ralucăi își face apariția. Bună, ai venit? Bine, tu ce faci? Bine, dar ce-i cu tine?
Ți-a plăcut, mă, cu prietenul meu? Ți-a plăcut cu al meu? Ia explică și mie. Nu că niciun filmat. Băi, mă, ascult, Raluca, ce-ți spun? Nu te ascult absolut deloc. Zi-mi ce-i cu camera asta. Băi, unde acum a fost, mă? Mă, fată, treci în coace. Raluca, mergem și vorbim între patru ochi. Raluca, vorbim între patru ochi. Băi, fată, nu vorbești nici cu patru ochi. Te rog frumos, se pare Raluca, normal ce faci să te dai la bărbatul meu? Raluca, ce se întâmplă cu tine? O fată, cât mai ai până la Andrei, trebuie să vorbim în particular între niciun patru ochi, niciun particular, ce patru ochi, ești cu bună, ce ai patălește-te? Ce se întâmplă cu tine? Băi, mă asculti? Dar nu te înțeleg ce e cu totul și pe poate ne poți lămuri și pe noi ce se întâmplă între tine și viitorul ei soț. Bună seara, numele meu este Ernest, sunt de la Canal D. Dar nu înțeleg de ce sunteți aici. Prietena ta, dar înțeles că ți este prietenă. Da, mi este prietena cea mai bună. A apelat la noi. Avea niște bănuieli legate de soțul ei. Poate ne explici și nouă care este exact relația dintre tine și viitorul ei soț, pentru că după părerea tuturor oamenilor de aici este o relație care destul de apropiată. Poate ne explici și nouă exact care a fost ideea din spatele acelui gest cu frișca. Am văzut și noi câteva filmări, măi, fată, și nu știm ce să mai credem acum de tine și de ce se întâmplă acum. Și de-aia vrem să știm adevărul. Din viața ta și a viitorului ei soț despre care Raluca nu ar trebui să știe. Între noi doi este adică o foarte frumoasă prietenie. Și cum a fost când a fost să te duci să vadă costumul? Scumpa mea, l-am căutat pentru voi. Am făcut toate lucrurile acestea pentru voi. Serios, și prăjiturica și ce a fost între voi, ce a fost? Raluca, Raluca, nu te poți îndoi. Raluca, Raluca, nu te poți îndoi de prietenia noastră, ne cunoaștem de 10 ani de zile. Înțelege-mă pentru Dumnezeu. Care este acel lucru care ea nu trebuie să-l afle pe discuția voastră? Da, spune, hai spune acum măcar. Ai chemat acești oameni degeaba. Nu e degeaba. Nu are cu mine o aventură, în primul rând. Nu e degeaba, că avem niște imagini, mă, Elena, mă. Avem niște imagini și ne faci de râs. Ai venit în casa mea și ți-am dat să mănânc și te-am dat ca pe fica mea. Știu, că noi nu avem de discutat, da? Dumnezeule, nu pot să cred. Și mie ce s-a întâmplat? Iubita mea, noi suntem foarte bune prietene, știi foarte bine. Ia mâna de pe mine în momentul ăsta. Știi foarte bine că pe noi ne unește o prietenie foarte mare. Între mine și Cristi nu este absolut nimic și nu va fi niciodată. Este doar un bun prieten pentru mine. Știi că suntem ca frații. Ai greșit când acești oameni. Ai greșit pentru că nu cu mine are o aventură, înțelege-mă, Raluca. Ia mâna de pe mine și lasă-mă cu cine? Aflați sigur dacă sunteți atât de buni. Îți este prietenă și tu o lași să meargă cu ochii închiși, cu 200 la oră, într-un zid de beton. Asta o faci. Lasă să meargă pentru că are un copil cu acest bărbat și ea îl iubește foarte mult. Și ce, un copil nu poate crește și fără tată dacă e la o adică? Știi cine să sufere din tot? Mai bine să nu crească fără tată. Știi cine suferă din tot? Știi cine? Copilul, ce vină are? Știu, spui și mie, ce vină are? Știu. Se întâmplă ceva? E ceva necurat la mijloc? Da, este ceva necurat la mijloc. Perfect. Spune, mai, fata, bă, Dă-mi mai mult timp și eu aflu ce se întâmplă. Aflu ceea ce este necurat. Ce să mai afli? N-ai aflat deja? N-ai văzut-o cine e? Nu, n-au aflat! Nu, n-au aflat, Raluca, n-au aflat absolut nimic. Bun, atunci să meargă mai departe totul, nu? Atunci mergem mai departe. Bun, să vedem totul mai departe. Ce, anulăm nunta de ei? Dacă e nevoie, mă pune peste altă dată. Nu vrea să ne spună nimic, nu se poate. Ce nu ți se pare deranjante gesturile alea pe care le-ați făcut? Ce este așa de secrete, nu poți să spui? Nu, nu mi se pare deranjant, pentru că eu îl consider pentru mine, este exact ca un frate. Păi și ce prietenă bună ești tu când omul ăla umblă cu o altă femeie și tu nu-i spui prietenei tale cele mai bune? Pentru că nu pot. Mi-l las că o să putem noi. Stai liniștită. Sper să puteți. Avea datoria să vină să-mi spună, nu se lasă copilul ăsta. Dar și tu nu vezi că tot ea e nervoasă, ea țipă la noi. Asta este exact și părerea mea. Du-te și dă telefon la primar, să vină încoace să stăm de vorbă cu el, nu se mai poate. Am o mare rugăminte la tine, vină până la noi, avem o mică problemă. Nu pot să spun la telefon, dar îți sunt recunoscător dacă vii cât mai repede posibil. Îl chem pe domn primar. Da? Bine, mulțumesc mult. Te aștept, da, mersi. Sănătate, numai bine. Trebuie, domne, să aștept. Ce chem și pe el aici? Cum, la ce? Păi, mă, de-ai fi să... până la urmă. Da, trebuie, corect, trebuie să știu că mâine, păi mine... Și cu atât mai mult, dacă e vorba de fisul, crezi că nu o să-l pună în temă? Pe fisul? De ce se întâmplă aici? De faptul că e urmărit? Vreau să știu și eu până la urmă ce se întâmplă. Că poate e nevoie să rupem această căsătorie, nu? Mă fac de râs, mă vede toată țara. Nu mai vorbim acum numai de satul ăsta și de toți copiii din școală. Eu vă înțeleg perfect, însă... Dacă degenerează situația. Spuneți dumneavoastră ce să fac, eu nu mai știu, eu deja mi s-a pus o ceață pe ochi. Pe tocmai de asta. În condiții de stres, omul nu ia de obicei deciziile optime. Bun. Ok, bun, stați așa, frate. Trebuie să facem ceva. Asta-mi trebuia mie acum, măi, frate.
Cât timp ia domnului să vină până aici? Asta nu stă departe, stă la patru străzi de aici. Intrați dumneavoastră și haideți să-l așteptăm, să ne gândim ce facem. Intrați dumneavoastră, vă rog. Intrați dumneavoastră cu mine, domnul Florin. Băi, Dane, bine că ai venit, mersi că ai venit. Iartă-mă că te-am... Ăștia sunt operatorii... Da, sunt, știi, da. Numele meu este Ernest, sunt de la canal de... Ernest. Ernest, de la canal. Avem o situație, foarte complicată și îl privește pe fiul dumneavoastră. Am o întrebă la primărie, mă, pe câteva zile avem nuntă. Nu ne nici asta. Dacă o să mai aveți o nuntă. Dar tu nu știi ce face Fitul, i-am angajat pe băieți să... Pentru ce? Aveți idee ce vorbe circulă în satul ăsta despre fiul dumneavoastră? Am avut niște dobii. Dar ce vă spun dacă aceste vorbe se bazează pe fapte? Pe ce fapte? Pe niște fapte pe care noi le-am documentat, pe care noi le-am înregistrat. Băiat, l-am răsfățat, a avut de am înregistrat o conversație foarte picantă între el și una dintre prietenele sale. Adică, ce are ceva de ascuns. O să vedeți până la urmă, să vedeți și filmările. Deloc comică. Gândește-te și la altceva. Poate că a avut și el o prietenă înainte, da? Și acum s-au întâlnit. Cu siguranță a avut o prietenă înainte. Mai multe prietene au avut înainte. Da? Băiat, problema este că acea femeie a venit aici, a fost în această curte, câteva ore mai devreme, da? Așa. Ea ne-a dezvăluit niște elemente foarte picante legate de viața fiului dumneavoastră. Ai ceva negru pe alb, într-adevăr, s-a întâmplat. În acest moment nu am ceva negru pe alb, da? Ce vrei să faci? Pur și simplu, dânsul v-a chemat aici, pentru că dânsul și toată familia dânsului este într-o situație cât se poate de disperată. Oprim nunta sau dăm cărțile pe față și... Fidelitatea fiului dumneavoastră. Nu ne faceți de râs aici acum. Nu, stați puțin. Familia dumneavoastră face de râs, nu noi facem de râs. De ce să nu fie adevărat? Este cumva însurat, a făcut vreun adulter ceva, a lăsat pe altcineva gravidă sau cum, n-am înțeles. Deci mi se pare ceva perfect normal, nu? Bă, e perfect normal ca să întâlnească înainte de nuntă, să-și ia la revedere, să spună, uite, hai. Și să facă sex, e normal, înainte de nuntă? Văzut tu că a făcut sex? Există această bănuială. Și pentru o bănuială să dea la o parte tot ce am pregătit noi acum pentru nuntă, ce cheltuială cu bătălina. Aveți nevoie de probe? Tu crezi că Fimiu a făcut casa aia pe care o știa, a făcut-o pentru mine? Pentru fita a făcut-o, mă, și pentru nepotul care se naște. Eu vreau să punem cărțile pe față, păi, să știm de la... Păi mai are pe altcineva? Păi da, câte are, bă? Există acel altcineva. Păi asta vreau să... Aveți nevoie de probe? Să știți că nu am luat niciodată în viața mea un caz personal. Nu l-am luat la mod personal. De data asta o să-l iau la modul personal. Cât de bine îl cunoașteți dumneavoastră pe acest fiu al lui? Eu l-am educat, de știu, seamănă cu mine. Bă, acum, între noi, orice bărbat să știi că înainte de nuntă mai se duce, mai cu o fostă prietenă, cu o fostă amantă, cu o fostă iubită, mai începe să spună... Are o noapte așa, o nebunie. Dar aici e vorba despre o altă relație. Nu vorba e de ceva mai complex. E sigur? Foarte sigur. Și o să vă aduc și probele de care aveți nevoie. Dacă mi-aduci probele, eu îți garantez că o să opresc nunta ca să nu mă fac de râs. Garantat, opresc eu nunta. Ok. Eu nu vreau să anulez nicio nuntă. Păi, pentru ce să anulez? La modul cum este acum problema, eu deja sunt așa de confuz încât nu mai știu ce să mai cred. Dacă ești confuz, atunci calmează. Asta vreau să dăm cărțile pe față, să vedem dacă băiatul dumitale mai are și alta amantă în afară de Elena, care se pare că și ea este o altă. Stai puțin să ne înțelegem. În primul rând, eu nu înțeleg pentru ce l-ați angajat acum în prag de nuntă. Păi nu e normal să știu și eu fata mea cu cine se căsătorește. Da, ea este însărcinată, da? Nu e normal să știu și eu în ce fac... Este însărcinată. Și rost are să mai facem asta? Și cum? Dacă e însărcinată? Mergem înainte și o să vedem ce o să fie mai... Deci o să facă un copil, da? O să facă un copil, o să fie el mai responsabil și atunci o să se așeze la casa lor și o să se rezolve toate situațiile. Pentru ce? Atâta balamă. Să ne facem de râs în tot satul. Ce să facem? Eu nu vreau să fac balamuc. Păi atunci asta. Dar vreau să dau cărțile pe față, pentru că dacă nu oprim balamucul ăsta acum, după nuntă, tot timpul o să ne bălăcim, uite așa. De unde știi că o să fie așa? Pentru că eu așa știu, că dacă nu ai plecat la drum cu dreptul, tot timpul vei avea hârtoape în față. Acum este prea târziu, că fata este însărcinată. Și ce? Ai impresia că nu s-au născut copiii fără tată? Sau n-au crescut singuri la părinți? N-am înțeles. Ce să facem? Ne facem de râs acum? El este, o să se potolească. Bun, deci... Mai ales, e o bănuială, da? O bănuială. Ce bănuială? Că am stat de vorbă cu fata aia acum și a zis că e cu totul altceva.
E cu totul altceva. Deci ea, ea este, să zicem așa, mică pe lângă ce, sunt, ce face băiatul dumitale. Ce face? Adică păi ce asta, e, asta vreau să dau și o cărțile pe față să știu ce face. Păi și atunci, dacă nu știi ce face, atunci pentru ce a ta balamuc? Ca să ne facem de râs, să ne anulez. Nu vreau să mă fac de râs nici acum, nu vreau să mă fac de râs nici după. Lasă, am căzut eu la o înțelegere cu Ernest. Rezolvăm așa cum trebuie. Deci dacă mi-aduce o probă negru pe alb, ai cuvântul meu că eu o să întrerup nunta. Nu accept sub nicio formă să nu mai vrea să facem nunta. Păi înseamnă că îmi strică tot prestigiul meu de primar. Adică eu ce sunt aici în sat? Să iasă toată lumea pe la colțul și după aia să mă vorbească. Dar uite ce a făcut ăla. Ia uite, ia uite. Vezi? Păi nu se poate așa ceva, domnule. Nu se poate, nu se poate așa ceva. Pista urmărită de noi până acum a fost una falsă. Cristi este infidel, dar nu cu Elena. Filajul continuă. Mai sunt 3 zile până la nuntă. Ora 10. Cristi ajunge la casa miresei, de unde o ia pe sora mai mică acesteia. Pleacă împreună cu Lavinia în București. O oră și jumătate mai târziu ajung în Piața de Flori. Cei doi se uită peste cataloage, discută cu vânzătoarea despre model, negociază și se pare că aleg florile pentru mesele de la restaurant. După 30 de minute se urcă în mașină și pleacă. Opresc mai târziu în fața unui restaurant cu specific românesc. Se pare că cei doi au luat masa. După o oră, aceștia părăsesc restaurantul și se întorc în sat. Cei doi nu se duc acasă. Ei parchează în fața bisericii și cel mai probabil discută cu preotul despre ultimele detalii legate de nuntă. La ieșirea din biserică, Cristi și sora Raluca îi se opresc. Parcă au o discuție legată de un trecut comun. Cristi vrea să-i spună ceva, dar nu are curaj. Detectivii s-au apropiat cât au putut și au surprins discuția. Gândește-te că o să ai un copil și... M-am gândit și mă gândesc în continuare. Asta e motivul și singurul, cred, motiv pentru care fac pasul ăsta cu sora ta. Da. Câteva minute mai târziu, cei doi pleacă și Cristi o conduce pe Lavinia acasă. După care se întoarce și el acasă și rămâne acolo. Penserat, Cristi pleacă de acasă și se îndreaptă spre un câmp. Parchează într-un loc ferit, în stufărișul de lângă apă. Îi iese în întâmpinare o domnișoară. Aceasta se pare că îl așteaptă deja. Cei doi intră în apă, se bălăcesc și se joacă precum doi copii. Cristi pare că a uitat de nunta care îl așteaptă a doua zi. Pe Raluca pentru a-i arăta imaginile. Bună, Raluca! Uite-te, va trebui să ne întâlnim urgent, cât mai repede posibil. Am exact ceea ce ți-ai dorit și nu vreau să spun de pe acum că o să stric toată ziua, o să caz din picioare, dar trebuie neapărat să ne întâlnim să stăm de vorbă. Deci cazul a luat o turnură dramatică și trebuie neapărat să vezi ce imagine avem. Deci trebuie neapărat să ne întâlnim. Bun, ok. Tu acum probezi... Bun, când termin cu proba la rochie? Ok, bun, când ai o fereastră de timp, când ai jumătate de oră, o oră să ne putem întâlni? Pentru că, în final și la urmă urmei, n-am ce să zic prin telefon. Sunt niște lucruri pe care tu trebuie să le vezi cu ochii tăi, așa, prin telefon, ce să zic prin telefon? Ți se confirmă ție bănuielile? Da, ți se confirmă bănuielile, dar trebuie să vezi și tu cu ochii tăi ce se întâmplă, nu? Cum adică nu mă mai privește pe mine? Stai puțin, dar de ce mă iei tu pe mine așa? Ei, normal că mă privește și pe mine ce se întâmplă, pentru că lucrurile nu se opresc aici odată cu treaba asta, nu? Trebuie să încerc să-ți facilitez și ție o confruntare cu persoanele astea, nu? Bine, dacă tu nu ai timp să vorbești cu mine, ok, vezi de treaba ta și cu asta basta. Dacă tu nu ai timp să te întâlnești cu mine. Este vorba despre sora ta, ok? Este vorba despre sora ta.
tu ai băut șampanie cumva pe ziua de azi? Alo? Păi și atunci, tu cum îți permiți să vorbești cu mine așa? Păi, eu am imagini pe video cu sora ta împreună cu viitorul tău soț. Cum adică nu știu ce ai tu? Tu ai băut ceva pe ziua de astăzi? Te auzi puțin vorbind? Tu ești cea care m-ai angajat pe mine să fac treaba asta. Băi, ești nebun la cap. Și să moră dacă mai înțeleg pe oameni în ziua de azi. Pentru moment, abonatul... Băi, ce oameni nebuni populează planeta Pământ! Băi, trebuie să ne întâlnim, avem probleme. Raluca m-a luat la telefon, deci nici nu reușesc să mă adun. Că ce sunt prostiile astea, că ea n-are timp, după care și-a închis telefonul. E situația e foarte groasă, trebuie să ne întâlnim să luăm o hotărâre, să vedem ce facem cu cazul ăsta, bine? Vezi că vin către voi, vin către sediu. Chiar dacă i s-a spus că viitorul ei soț a fost filmat călcând strâmb, deși a aflat că bănuielile noastre se îndreaptă către sora ei, Laura a refuzat să discute cu Ernest, spunându-i că nu-l aude bine și că nu se poate întâlni cu el. Luca și familia ei sunt în toiul pregătirilor finale. Nuntașii vin la mireasa acasă, iar rudele s-au strâns în jurul Ralucăi, cu dansuri și chiuituri. Trece cu lăutarii și nu pare să aibă niciun fel de remușcare. Miri și nuntașii pleacă la restaurant. Detectivii noștri s-au deghizat în cameramanii care filmează nunta. După ce a avut o discuție mai dură cu Raluca la telefon, Ernest i-a promis acestuia că îi va demonstra un lucru. Toată lumea se distrează. Mirii s-au încins la horă, alături de rude și de nași. În timpul ăsta, Ernest așteaptă o mișcare greșită. Raluca stă la masă și întreține invitații. Nici nu bănuiește ce se întâmplă la câțiva metri depărtare. Detectivul nostru îl contactează pe Ernest. Au dovada incontestabilă. Dumnezeule mare, ok. Ce se întâmplă? Unde? Cum? Cum? Deci cum intru pe unde iau? Spune-mi, când intru pe unde iau? Haideți, vă rog, haideți să mergem. Intri etajul 2. Nunta se întâmplă la Salonul Venețian. Nunta e în Salonul Venețian. Moment, nu în Salonul Venețian. Moment, da, te ascult. Zim, unde? Primul salon în stânga pe scări este Salonul Rapsodia. Deci cum am intrat prima pe stânga? Cine e acolo? Este soțul și sora. Bun, cum o să urcăm noi prima pe stânga? Ok, scoate-mi, te rog, în salon pe mireasă și pe primar.
Păi, primar, cu tine mai aici, ați avut nevoie de dovezi irefutabile? Păi da, mă, dați... Haideți, vă rog, să vă arăt, haideți, vă rog, să vă arăt surpriza din spatele ușii numărul 1. Ei, stai puțin, stai puțin! Tu ce cauți în seara mulții mele? Ce faci aici? Intră aici, te rog, și uite că puțin ce se întâmplă. Alo! Ce înseamnă asta aici? A? Ce cu voi aici? Ce înseamnă asta aici? Toate de unde veniți voi? Bă, ia mâna de pe mine! Ai niște cuțite că ești ia mâna de pe mine! Suficient de negru pe alb, domnul primar? O, avem invitat! Avem invitat nepoftit! Băi, ce crede? Trece încoace, vină încoace! Navinia, ia vină încoace! Tu mă faci de râs pe mine? Tată, nu e ceea ce crezi, ți s-a părut, crede-mă! Cum adică mi s-a părut? Adică ce eu nu văd eu? Tată, nu e ceea ce crezi! Stăteam doar de vorbă, n-am făcut nimic. Stătea de vorbă cu cravata lui la gât? Dezbrăcat așa? Stăteam de vorbă, tată, n-am făcut absolut nimic. Eu pentru asta te-am crescut, ca să mă faci de râs? Tată, nu te-am făcut de râs, dar n-am făcut nimic. Doar păi ce mă, cravata asta la gâtul tău? Ce-i cravata asta la gâtul tău? Ia mâna de pe mine, te rog frumos. Auzi, e vinul tu cu acest, te întreb. Păi, ce-i cu tine aici? Ia trece în toată exterioară. Îi făceam o surpriză. Băi, făceai o surpriză? Tata, stai tu! Tu știi cine sunt eu, mă? Bă, tu știi cine sunt eu? Sunt bratul primarului. Mă, cine ești, mă? Tu cine ești? Ești afară acum. Bratul dânsului și ești tipul care face sex și sora ei în noaptea anunții. N-am făcut niciun sex. A, nu, acum, dar poate altă dată. Sunt trucaje, dacă vreți ceva. Ce trucaje, omule? Ce trucaje? Încearcă să te liniștești, nu mi-a agresat operatorii. Ia trece cu acest. Dă niște explicații părinților tăi, dă niște explicații soției tale, dacă mai e soția ta. Ți-a fost bine, nu? Da, ce e? Ce e? Ce vedem? Ce sunt? Unde-i cu stare? Băi, Florine, ce faci? Da, 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 știu foarte bine cine este. Știu foarte bine ce faci cu ea. Și ce e pe gâtul tău? Ce e pe gâtul tău? Nimic, nimic. De ce nu faci? Băi, e vină, e vină, mă face. Pregătea tortul tău, dragă. Da, văd, văd. Văd și sora mea cu cravata la gât. Păi ia-o pe ea. E responsabilitatea mea, am eu grijă de ea. Ia, vină, mă, da, povestea. Bine că nu mai lua nimeni. Da, și acum câteva zile, când erați frumos împreună în fân, ce s-a întâmplat? Ia mâna, ia mâna de pe mine în momentul ăsta. Ia mâna de pe mine, am zis. Hai, mă, tu vino cu mine. Hai. Da. Ia, păi, zi, ia, 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 stai aici ia, când vorbesc cu tine, da? Vorbesc cu tata. Ți-ai bătut joc de prea multe lume, da? Lasă-l întâi să vorbească. Gata. Lasă-l întâi să vorbească cu mine. Sora ta, discutam cu ea. Știi unde ne vedem? Discutam cu sora ta. Ne vedem la tribunal. Gata. Ia spune și să zim ce s-a întâmplat. Am venit să discutăm cu tortul mirez. Așa, și discutați pe masă, da? Nu pe masă. Hai să vorbim, să ne liniștim un pic, să vorbim în altă. Sunt foarte liniștit. Crezi că nu știam ce bărbat am la ușă? Bănuiesc că știai. Știam, știam și cu cine este, știam și ce s-a întâmplat. Adică tu știai de el și de sora ta? Aveam o bănuială, nu mă așteptam chiar la sora mea. Chiar regret asta și îmi pare rău că s-a ajuns aici și că am aflat asta de la tine, că e de la sora mea. Dar e foarte bine că acum am niște dovezi și am asigurat viitorul copilului. Restul nu mai contează. Nu crezi? Am fost batjocorit atâta timp, atâția ani. Nu era cazul să-l batjocorească cineva? Am fost eu aia. Și gata. Mersi mult. Băi, mă faci de râs, mă? Nu mă fac de râs. Păi da, că am venit noi. Am venit noi, mă. Da, și așa stați voi de vorbă. Explică-i tu. Mi-a venit să-mi strice nunta. Unde e ăla, că l-o mor dacă îl prind? Unde? Păi stai, mă, te vorbește cu mine. Mai explică mie. Am vorbit tot, am zis, fac nouă la cravată. Care-i problema? A, și-ți faci... A, și-așa îți făcea nunta. Bă, nu ți-e rușine, mă, că mă faci nu de râs. Nu-mi e rușine, păi nu-i mea, fac ce vreau. Nu vină ce facem, Florin? Lista invitată. Ce facem? Eu nu știu, eu pe-a mea o omor. Nu știu ce faci tu cu băiatul tău. Păi... Nu omor. Da ce? Să nu mă supăr că... Deocamdată n-ai tu nicio vorbă. Păi ce-ți faci joc de familia mea, mă? Nu mai lua nimeni dacă nu mă lasă. Stai. Lasă-mă tu vorbă. Fata mea e ultima femeie din lume sau cum? Ce vrei să spui cu asta? Noi ne iubim, avem un copil. Ce vrei să spui cu asta că fata mea e ultima? A fost împotriva de la început, împotriva noastră. Florine, tu ai grijă de fita? Vezi ce e cu ea. Mereu a fost împotriva. Cred că el a băgat totul. A, ea ți-a băgat-o sub tine acum, nu? Nici măcar nu te-a votat. Nici măcar nu te-a votat. Zi-mă, ea ți-a băgat acum. Îmi pare să mă gata în familia asta. Ai custru. Dar simți de răspundere în tine? Băi, ce simți de răspundere? Mă, măcar să fie avut. Ați venit cu o gașcă, să fie ce nunta. Te-a rugat, te-a rugat, hai să aducem casă. Taci, mă, domnule. N-ați vrut să fie la nuntă. Taci, mă, domnule. Dar nu vin ăștia la mine. Ce treaba am? Ce dracu faci, mă? Mă faci de râs, mă? Nu te-am făcut de râs. Cum să mă faci, mă, de râs, mă? Băi, chiar de nuntă. Nu puteai, mă, să mă aștepți. A venit să facă eu scandal. Lasă-mă, lasă-mă. Băi, eu am treabă cu tine, mă, nu. Da. Ce-ai căutat aici? Chiar la nuntă. Tu taci, mă. Ia-o pe fita, mă, de aici, coba și eu. Da.
Păi ești de vină acum. Nu sunt de vină. Păi cum dracu nu ești de vină? Cum sunt de vină dacă ea vine peste mine acum când ia, acum, da? Nu, e acuză. Unde? Socrul tău. Păi și ce căutai tu peste asta la altă? Stăteam de vorbă. Bă, hai să pregătim tortul mere, să-i facem alea și mi s-a zis cheia. Și n-aveai cu cine să-i de vorbă, da? Păi cu ea am complotat de la început, să facem tort, să facem nută, să facem flor, să... Ba, e gravidă, ba, vomită, ba, stă acasă, cu cine zi? De ce n-ai venit să-mi spui mie că nu ai, nu vrei să o iei pe fata mare, cum vrei pe asta? Făceam plăcintă mă de tort, dacă era de nevastă. Făceam tu la primărie, mama la cu vecine, cu cine vrei să stau? Dar asta cum nată mea, știi prea bine că ne înțelegem. Care-i problema? Care? Păi până la din au spus și nu știu, am auzit la un moment dat că stai de vorbă cu prietena lor. Cred că tot de la Cuspre. Da, și am auzit, s-a făcut prietena 50.000, dar nu s-a făcut, am auzit. Păi da, și a venit și aia la acum cu câte ai? Zic, băi, stai aici acum, nu pleci. Vorbim acasă. Păi care acasă, mă? Zi, mă, ce le zic lor acum? Care e lor? Păi la nuntaș. Să te voteze, ce să le zici? Că știi că ți-a făcut azi ia-ți-a băgat în burlegătură. Ai pierdut 5% din vot. Ce facem? Mergem în sus. Stimate domn, fiica dumneavoastră, cea mare, e dracul în persoană. Cea mare? Da, e dracul în persoană. Ne mie îmi pare rău. Femeia asta știu de la bun început ce face și a calculat fiecare mișcare, ne-a dus de nas și și-a văzut scopul. Îmi pare rău. Acum îmi dau seama că am greșit. Pare foarte rău, dar... Nu mai întrebe nimic. Uite. Eu o să-mi iau oamenii și o să plec, pentru că așa ceva este inacceptabil. Eu vă mulțumesc că... Nici nu știu ce să vă urez. Acceptat și... de oțel și sănătate, cât cuprinde. Ok. S-a bătut joc de noi. Toată lumea, am plecat de aici. Cristi, pleacă de aici. Ne vedem la tribunal, Cristi, ce n-ai înțeles. Lasă-o face. Cristi, pleacă de aici. Gata. Tu ce te bași, mă? Nu că ce te bași, nu te bași. Nu, 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 Cristi, ți-am zis de la bun început. Ce copilul, stai. Ți-am zis de la bun început. Băi, băiatule. Nu o să periculoasă tu, care te bași. Nu o să periculoasă tu, care te bași. Cristi, să fie cine? Și tu, și tu. Și tu, ce ai făcut pe tine? Lasă-le, mă. Lasă-le, măcar pleacă de aici, mă, lasă, gata, hai să se potolească, pune-ți dracu cravata ca lumea, cine te vede zice nu că nu mai cine... pun nicio cravată. Păi scoate-o dracu atunci, că e pusă pe dos. Stai mă, stai mă, că te duci înapoi sus acolo, te vede lumea, ce, ești băiatul meu. Așa tot. Ce dracu mă, nu puteai să mai stai? M-am căsătorit, ce să mai stai? Hai mă, lasă. Care-i problema? Hai sus. Tu chiar mă crezi maimuțoiul tău sau ce? Nu, Ernest, nu mă înțelege greșit. Am încercat să-ți explic ce s-a întâmplat. Am încercat să fiu sinceră și să-ți spun ce am avut de spus. Îți mulțumesc pentru sinceritatea ta din seara asta, dar este foarte tardiv, iar gestul tău este unul incalificabil, impardonabil. Da, dacă te-ai folosit de noi, ne-ai atras în capcana asta cu bună știință ca să ce? Ca să nu ai tu o folosit, probă pentru divorț. Aveam nevoie de probe pentru divorț. Noi da. Nu cu asta ne ocupăm. Noi nu aducem oamenilor probe pentru divorț. Noi încercăm să scoatem la iveală un adevăr. Și pare bine că tu știai de la început. Și îți mulțumesc că ai scos la iveală adevărul, n-ai făcut nimic altceva decât m-ai ajutat mai departe. Tu îl știai și te-ai folosit de noi. Nu știam în totalitate. Te-ai folosit de noi, m-am uitat în ochii tăi când plângeai. M-am uitat în ochii tăi când plângeai. Te uitai în ochii mei și plângeai. Și știai ce se întâmplă. Pentru că i-am ținut la bărbatul ăsta, dar ce-a făcut ce-a foarte bine ce se întâmplă. Și a trebuit să-l răzbune cineva, știai nu? Știai foarte bine ce se întâmplă. Ia mâna de pe mine, mă! Și acum o să afle și toată lumea cine ești. Mă duc să afle toată lumea cine ești, măi. Abia aștept. Casă de piatră. Să te oprească nunta acum! Are, bate de barne! Să oprească acum! Opriți muzica și tot! Hai, tată, bate și mata din palmă aici, ce dracu, bate din palmă! Opriți muzica bate acum! Bate din palmă! Te distrezi, îți place? Îți place ce ai făcut din nunta noastră? Mamă, dacă ai vrut tu! Îți place? Îmi place! Vreți să știe toată lumea cine este acest bărbat? E gravidă, lăsați-o, că are hormoni! Da? Uitați femeia cu care mă înșeală în noaptea nunții! Este sorul ta, mă! Este sorul ta! Uitați-vă ce-i pe gâtul ei! Uitați-vă, pleacă de aici, amână de pe mine! De la hormoni! Du-te, du-te și stai e cu femeia și ta și lasă-mă în pace! Hai puțin, dar ce s-a întâmplat? Ce nu s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat! Știi unde i-am găsit? Cine-i cu cine? Ia mâna de pe mine, mai omule! Dai drumul de aici, stai, 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 stai,
Hai să dăm cărțile pe față. Nu mă gândeam. Dar ce eu cred că mă gândeam că se întâmplă astfel de lucruri. Deci am aflat din sat și știe toată lumea. Ai vrut să cu, ai fost cu partidul la... Lasă-mă, lasă-mă, nu băga politica aici, mă, lasă. Că n-a lăsat o politica gravidă pe Sisa. Nu a lăsat-o, nu a lăsat-o. Dacă vreau, lasă pe alaltă, care-i problema? Care-i problema? Bă, dar e tupeu, mă. Care-i problema? Bă, dar e tupeu, mă. Sunt bărbatul Prești... băiatul primarului. Și ai impresia că dacă ești băiatul primarului... Asemnatea mea, nu mai e de treabă. Băi, vrei să-ți mai dau una? Nu. Termin. Hai, gata, termin. Ajunge. Finule, vino și explică ce s-a întâmplat. Să rămână naș. Spune mai pe larg că nu înțeleg. E o mică distracție acum. Distracție? Da. Eu am fost aici înăuntru. Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. E bine, gravidă, i s-a făcut puțin rău de la sat. Băi, asumă-ți răspunderea. Ești băiatul meu, te-am învățat. Asumă-ți răspunderea. Zici ce s-a întâmplat. Spune. Nu mai avem ce lămuri, ne vedem la tribunal, gata. El este bărbatul. El să spună. Spune tu. Hai, mândria de bărbat, ce spune la toată lumea cine ești. Vreau să pregătim o surpriză acestei mele, dar nu mai pregătim nimic. Băi, că fac o surpriză noastră. Ia, ce surpriză? Ia, spune. Băi, dar e surpriză? Erai sărcinată, nu-mi spune. Asta era de ce vă certați dacă voi sunteți surpriză? Cu surpriză, cu artificii, noi nu se discutăm. A venit cu scru, cu camere, cu vrăjeală, cu ăsta am bărlegat. Și cum te-am găsit? Zic cum te-am găsit noi, lasă, zic cum te-am găsit noi. Discutam despre tot. Așa, și cum discutați? În timp când m-a luat căldura. Asumă-ți răspunderea. Da, deci cum te-am găsit? Zic cum te-am găsit, cum erai? Cum era cu cămașa scoasă din pantalon, ia uitați! Eram vă place? Vă place ce bărbat? Finule, eram de ce ai făcut pasul ăsta dacă știai că o iubești mai mult pe soră? E un pas important, o iubesc doar pe ea și numai pe ea. Pe atunci demonstrează că o iubești și... Îi declară în fața tuturor, nu, pe ea o iubesc. Ce a fost? Pe aia o iubesc, am un copil cu ea, nu am... Ea e fina mea, e fina mea. Nu cumin, că mă nene, mă. Stai cu îți meriți soarta, băi, bărbatule. Ce la câte femei ai înșelat și câte femei... Lasă-mă. Da, că discutăm acasă. Da, și cu cine stai? Cu cine stai? Cu mine stai? Cu mine stai? Te-ai liniștit și tu vreodată? Ia mâna de pe mine! Stai acolo, jos. N-ai voie. Gata, te-ai măritat acum. Ia mâna de pe mine, ne vedem la tribunal. Niciun m-am măritat, ai înțeles? Nici eu cu mic. Explicații care sunt mai bătrâne. Ce-o cumit dacă s-a măritat? Dar tu ai făcut o greșeală, nu e chiar așa ce-o cumit. Dacă ai luat-o din dragoste, n-ai luat-o să-i faci era ce-ai aici, făcut. Și mai ales în noaptea nunții tale. Era nuntă, da? Nu știu ce să fac. Nu știu. L-am învățat eu cum l-am învățat, dar niciun caz. Mi-a zis, domnule, când te-ai însurat, gata, te-ai însurat. Așa rămâne, tragi linie, uiți de tot. Dar chiar cu sorul sa? Chiar cu fita? Nu mă așteptam, chiar cu sora mirese. Ce noapte, ce caz. Nu pot să cred că am fost folosiți în halul ăsta. Nu pot să cred că cineva a fost atât de dibace, atât de diabolic, încât să învârtă pe degete o armată întreagă de oameni. Este pentru prima dată când se întâmplă o situație de genul ăsta. Asta e. Viața bate filmul. Că despre dumneavoastră, aveți grijă. Indiferent de evenimentele din viața voastră, ochii din umbră văd tot. Că tot ați pornit pe un drum. Da, nu ce să mai împăcăm? Ce drum? Ce să mai facem? Mi-am cerut și am declarat în fața la toată lumea că o iubesc. Și copilul nostru iubim. Ați văzut? Ce s-a întâmplat? Vă place? Nu-mi place. Nu-mi place. Bă, băiatule, ia ascult aici. Copilul ăsta care este, se naște, așa? Îți iau banii și ne vedem la tribunal, ai care bani? Că nu o să mai aibă nimic. Pleacă de aici. Nu o să mai aibă, eu nu-i dau nimic. Iubire. Fină. Totuși el te iubește. Nu mai există nicio iubire. Vino înapoi, mă, să vorbim. Vino, vino aici, puțin. Poate stai, mă, dacă... Stai, dacă a plecat, dai ce se zice. Păi ce-ai făcut, Vinule? Ce-am făcut? A plecat o seară excelentă. Nu, am stricat, uite... Oricum, cert este că nu o să mai aibă ce bani să-ți ia, să știi. Îți spun eu. Fiecare își păstrează bani în cea acasă. Care? Nu, dar n-are nevoie nimeni de banii tăi. Ce ai impresia că eu mi-am măritat fata pentru bani? Pentru bani tăi, că e tata primar. Dacă era tata de la, nu mai mărita. Lasă, că știu. Păi nu știu că... Fata mea nu tai că tu dacă... Da, mă, dar nu luai pe fata mare, o luai pe cea mică. Uite, vezi, să schimbau fetele.